întâmplat un caz cu totul aparte. Colega mea, Roxana Ciucă, știe despre ce este vorba. A avut loc o spargere în București. Sincer, când am văzut știrea, am zis, stai puțin, că e totuși prea de tot. Nu se poate chiar așa. Spargere într-o clădire unde erau birourile poliției? Roxana Ciucă, nu știu dacă ai mai auzit de o spargere de genul acesta, dar uite, sunt foarte curios să aflu amănuntele de la tine. Despre ce este vorba? Da, bine te-am regăsit, Radu. Bună seara, doamnelor și domnilor. Că s-au mai spart sedii de poliție pe undeva pe la țară, au mai fost cazuri, dar să se spargă sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate și Terorism, nu s-a mai întâlnit așa ceva. Bun, haideți să vă povestesc. S-a întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, când polițistul care păzea respectivul sediu dormea în post. Și da, la propriu dormea. E bine, acesta a fost și momentul când doi indivizi care treceau pe stradă au deschis ușa, l-au văzut pe polițist că dormea, au trecut pe lângă el, au urcat la etajul 1 al sediului, au spart o ușă, pentru că ușa respectivă se deschidea cu cartelă, au intrat înăuntru, au furat 3 televizoare și de parcă nu era de ajuns în drumul lor de întoarcere pe scări, au mai găsit o bicicletă, au luat și bicicleta, au trecut pe lângă respectivul polițist, iar atunci bărbatul a realizat că tocmai a avut loc o spargere fix în incinta sediului pe care acesta trebuia să îl păzească și de care trebuia să aibă grijă. Imediat a pus mâna pe telefon și a raportat superiorilor săi incidentul. Mergem mai departe. Indivizii au plecat, și-au comandat un taxi, s-au urcat în taxi cu bicicleta după ei, cu cele 3 televizoare, au ajuns în sectorul 5, în București, mai exact pe strada Mărgeanului. Acolo, la ora 4 dimineața, au început să se certe că nu reușeau unul să ia bicicleta, altul să ia televizoarele, eu iau un televizor, ba nu, eu iau două și așa mai departe. Vecinii au alertat de zgomotul din zonă, au sunat de îndată la 112. La fața locului s-au deplasat polițiștii de acolo din zonă, i-au dus la audieri și ce credeți? Și-au dat seama, punând la cap la cap toate informațiile, pentru că în timpul ăsta, când avea loc scandal pe Mărgeanului, pe strada Mărgeanului, aici la sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate și Terorism, se vizionau imaginile de pe camerele de supraveghere. Acum, pentru că polițiștii sunt foarte deștepți, au pus cap la cap toate informațiile și și-au dat seama că bărbații de pe strada Mărgeanului sunt cei care trecuseră mai devreme pe la sediul BCCO și furaseră o bicicletă și 3 televizoare. Imediat au ajuns în fața magistraților la câteva ore cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, însă magistrații au fost blânzi, le-au dat acestora măsura arestului la domiciliu și măsura controlului judiciar, iar bunurile au fost înapoiate sediului. Vreau să fac următoarea precizare. Cei de la Poliția Capitalei au remis un comunicat de presă prin care ne informează că vorbim de sediul unei clinici de sănătate ce a fost spart, iar în sediul respectivei clinici își desfășoară activitatea. Sunt și câteva birouri ale celor de la BCCO. Da, doamnelor și domnilor, ce ne-a relatat Roxana Ciucă nu este un episod din BD în alertă, ci este un caz absolut uluitor, cu o clădire spartă, cu un polițist care dormea, cu niște bunuri furate și cu o ceartă între hoți, că nu știu cum să împartă prada. Exact secvențele din BD în alertă, când își împart banii, bam, cum zicea Patraulea. E bine, trebuie să luăm acum publicitate.